It's on! It's on! Plasa gol pe felie la Red Bull Romaniacs într-o locul 2019, Sweet 16. Nothing sweet is sweeter than a battle. Ia să vedem cine conduce ostilitățile acolo. Tadi Blazuziak. Tadi Blazuziak pe prima poziție momentan. Billy Bolt. Urmat de Billy Bolt, evident. Wade Young pe locul al treilea. Puntares. Ho, ho, ho. Alt ritm, altă distracție. Peter Rudolph, numărul 24, s-a dat la clasa Silva anul trecut, a câștigat și a făcut pasul spre clasa Gold. Alt ritm aici, la clasa Gold. A different pace here in the Gold class. Huge respect for these people who can pull everything off. Primul tur se încheie fix în aceeași ordine. Tadi Blazuziak, Billy Bolt, iar pe trei Weidian. Imediat ce ajung în dreptul startului se vor putea întâlni oricând cu rideri mai lenți. Numărul 23 aici, Sandra Gomez Cantero. O vedeți pe Sandra, campioana Spaniei la trial, vice-campioană mondială la trial. A spus că vrea să dea cu băieții mari și fix aia face. Între timp Tadi Blazuziak a prins din urmă riderii ceva mai din spate. Wade Young este pe urmele sale. Billy Bolt a căzut de pe 2, pe 4. Este după portare. Alfredo Gomez merge și el foarte, foarte bine. Și José Garcia Montana cu cea mai lungă trăitură pe wall de până acum. 29 riderul norvegian Ib Andersen. William Hoare în continuare foarte hotărât pe sine. Tadi Blazuziak pune un 50 de metri între el și urmăritor. Momentan clasamentul arată cam așa. Tadi Blazuziak 1, Weidian 2, Billy Bolt 3, Poltares 4, Johnny Walker 5 și Manuel Letton Bichler 6. Johnny atât de bine a mers cât a trecut neobservat pentru noi. Atât de multe chestii se întâmplă pe aici. Foarte, foarte eficient Johnny în schimb. Vedeți acum cu numărul 3. Foarte, foarte fin rulează. A fost elevul lui Grant Jarvis. Și Billy Bolt tocmai a dat gap-ul întreg peste Fordul Raptor. Săracul Ford Raptor care stă acolo și se gândește. Ben, nu, nu acum, să nu cazi pe mine, să nu cazi pe mine. Deja aici nu mai sunt probleme în clasa asta. Johnny Walker și Poltares au demonstrat adineauri că ambele rute sunt rapide și peste cauciucuri și peste parapeți. Johnny a fost mai rapid pe cauciucuri decât Poltares deasupra de parapeți. A reușit să ia chiar fața. Așa, clasamentul momentan după 3 ture. Tadi Blazuziak, Weidian, Poltares, Johnny Walker, Manilet, Wiesler, Billy Bolt, Alfredo Gomez, Graham Jarvis. Graham Jarvis își face loc încetul cu încetul printre ceilalți rideri. Roată la roată! Weidian și Tadi Blazuziak. Hai să vedem cine are mai multă stamina. Cine rezistă fizic mai mult. 10 minute plus o tură. Weidian pune motocicleta în jos.
Îi dă șansa lui Voltares să se apropie și să-l depășească. Johnny vine și el, Voltares reușește să-l depășească sau nu, are lungime de motocicletă în spate. Voltares are trasa mai bună. Johnny Walker vine și el. Cred că tura următoare va fi grea pentru cei trei și mai ușoară pentru Tadi Blazuzia, care depășește pe aterizare. Tadi e primul în continuare. N-au tu de discuții băieții ăștia. Tadi Blazuzia mai e o tură și cea mai rapidă de până acum. Ia să vedem cine o are. De pe la 1.08, Tadi Blazuzia. Așa arată până acum în clasamentul nostru. Lilian Ostruiz în echipamentul bej, pe aici prin fața noastră adineaur. Și vedem și pe Subsela cu 26, RedBull-ul israelian, foarte tânăr și foarte talentat. Se dă mega, mega bine. L-a prins din urmă Teddy cu o tură, dar îl vedeți pe Subsela la petoane. Da, pisoiu, nicio problemă pentru Sub. Johnny Walker pe treaba lui. Cu blană, cu precauciucuri. Poezia lui demonstrat forța fizică. Deci era o călare pe el și Voltares și Johnny Walker. Wade Young reușește să distanțeze din nou de ei. La clasa Gold, deosebire de Silver, avem 10 minute plus un tur. Uitați-l pe Grand Jarvis cum își face cursa lui. Încetul cu încetul se strecoară printre rider, în orice caz îl are destul experiență cât ce se întâmplă în acest prolog, să nu conteze foarte mult pe dânzirile de off-road și totuși întotdeauna, deși vieți socotit un rider de prolog, Grant Jarvis își butește rezultate foarte, foarte bune aici pe Bulevardul Coposu. Josef Garcia are o tobă care acum își cere scuze pentru că a venit la București, la Sibiu. Unele motociclete au avut serios de suferit la bolovani. Mecanicii vor avea puțină treabă de seară. Tadi Blazuzia în continuare pe primul loc. Uite-l și pe Claudiu Voldeșan, de aici de la Sibiu. Calificat în primii. Johnny Walker și Voltares neconect. Am avut aici un ambuteiaj în fața noastră și am văzut cum se descurcă profesionistii. Se facă, se împing un pic, au dat gaz și au plecat. Și te-ai dus. Cam așa e treaba pentru băieții ăștia. Clasamentul arată așa. Tadi Blazuzia, Wade Young, Johnny Walker, era după 5 ture, vedem acum cum arată. Viața se schimbă, anii trec, Billy Bolt anul trecut a câștigat destul de ușor, bine, nimeni e ușor aici, dar zic, cu câteva lungimi de motocicletă bune, prologul anul acesta se bate la locul 5, poate. Lucrurile s-au schimbat total, deși Billy Bolt a obținut cel mai bun timp pe zona de calificări astăzi de dimineață. Dar în urmă un pic avem niște schimbări în clasament. Pe locul al doilea a ajuns Johnny Walker, urmat de Paul Torres. Nu-l mai avem pe Wade Young, nu știm unde este. Numărul 1, câștigătorul din anul trecut, Wade Young, nu mai figurează pe ecranul ce stabilește clasamentul. În schimb, Money Let Bisler merge fără niciun fel de problemă. Poate puteți să vedeți că unii rider se dau fără titlă la goggles, asta pentru că obligațiile față de sponsor trebuie onorate. Nu te joci cu treaba asta. Să ne aducem aminte că rider cu 26 în portocaliu, sub sala, este minor, lucre care 60 de kilograme și cu toate astea s-a înscris la clasa Gold, arată foarte bine pe motocicletă. Să vedem cât îl țin brațele, să vedem pe ce loc iese după 10 minute plus un tur.
acolo are treabă un pic cu gardul. Aici avem epuizare, să știți. Claudiu a greșit pentru că e foarte, foarte greu, mult de muncă. Și acum va fi nevoit să plece dintr-un loc de unde băieții de la Silver Class, de exemplu, nu au reușit să plece. Și vorbeai de stamina și de Johnny Walker, care tocmai a luat o decizie foarte bună de a continua, de a nu se vedea investitătorii, de orice ar fi fost, a ieșit câștigător din treaba asta. Nu știu ce-i fac brațele, dar știu că are destulă stamina. Există de problemă în departamentul ăsta. Suntem cu Teddy Blazusia pe 1, Johnny Walker pe 2 și Paul Torres pe 3. Lui Graham Jarvis nu numai că îi se spune de Silent Assassin, dar ați observat, pe bolovan motorul lui nu se aude. De parcă Husqvarna pregătește pentru el alt motor, altă tobă decât pentru toți ceilalți. Motocicleta lui nu se aude niciodată. Silențiozitatea este un atribut foarte important în anumite domenii, anumite sporturi, și spune foarte multe despre felul care se dau anumiți oameni. Am avut-o pe Sandra alături de noi, puțin mai înainte. Super mult respect pentru ceea ce face ea și pentru curajul și târzenia ei. Sandra Gomez Cantero ar putea scrie istorie, ar putea fi prima femeie care termină la gol RedBull Romaniacs acum în 2019. Pregătirea o are, tehnica o are. Să vedem dacă are și rezistență, pentru că urmează 4 zile infernale.